Pompierii mehedințeni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru stingerea a 6 incendii, dar și pentru acordarea primului ajutor calificat unui număr de 13 persoane cu afecțiuni medicale. De asemenea, au ajutat la salvarea unui animal căzut în rigola unui pod de evacuare a apei. În ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 6 incendii, printre care 2 case dintr-o beta Turnu Severin. Ca urmare a incendiului izbucnit la o casă situată pe centura municipiului, un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit arsuri pe membrele superioare și zona toracelui, iar o femeie în vârstă de 92 de ani a suferit un atac de panică. Bărbatul a fost salvat de către pompieri din locuința cuprinsă de flăcări, iar incendiul a fost lichidat. Pompierii din cadrul ISU Mehedinți au intervenit în ultimele 24 de ore pentru stingerea a 6 incendii, salvarea unei persoane ca urmare a producerii unui accident rutier, pentru salvarea unui animal, dar și acordarea primului ajutor medical în cazul a 13 urgențe medicale. Cele 6 incendii au izbucnit atât la vegetație uscată pe raza a 3 localități, cât și la 2 case de locuit din municipiul Drobeta Turnu Severin, localitatea Eșelnița, dar și la un ascensor al unui bloc din municipiul Drobeta Turnu Severin. Incendiul izbucnit la o casă situată pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin a fost soldat cu 2 victime. O persoană a suferit un atac de panică, iar cealaltă a suferit arsuri pe membrele superioare și zona toracelui. Cele 2 persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgențe. Și incendiul izbucnit la o casă din localitatea Eșelnița a fost soldat cu o victimă. A fost vorba despre o persoană care a suferit intoxicație cu fum. Acesteia i s-a acordat primul ajutor medical de către echipajul SMURD aflat la locul evenimentului. Ulterior, persoana refuzând transportul la spital. Totodată, pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, pompierii din cadrul ISU Mehedinți au efectuat 6 acțiuni de decontaminare.